Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cred că fiecare dintre noi, dacă ne analizăm atent conștiința, vom găsi cel puțin un lucru pentru care ne simțim vinovați. Ba chiar sunt cazuri în care ne simțim copleșiți de greșelile trecutului. Știm că Dumnezeu este bun, este milostiv, dar oare cât poate ierta? Sau dacă suntem iertați, oare suntem și puși în treapta de dinainte de cădere? Vom afla răspuns la aceste întrebări, dar și la multe altele, analizând parabola întoarcerii fiului risipitor. Invitatul nostru de astăzi și cel care ne va ajuta în acest demers este părintele Alexandru Corneliu Arion, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bine v-am găsit! Mulțumiri pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o invitându-mă aici și, pe de altă parte, felicitări pentru formatul acestei emisiuni care arată încă o dată cât de intrinsec, cât de lăuntric este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Vă mulțumim! Părinte profesor, parabola pe care o analizăm astăzi este pe cât de emoționantă, pe cât de copleșitoare, pe atât de plină de înțelesuri. Am să încep prin a citi prima parte a acestei pilde pentru a ne reaminti desfășurarea evenimentelor. Sfântul Evanghelist Luca ne spune în felul următor. Și a zis Iisus, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere, și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfătări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei țări și acela l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Ce ne puteți spune despre acest fiu mai mic, acest fiu risipitor, care vedem că pleacă de lângă tatăl său, își cheltuiește averea, iar după aceea ajunge într-o situație deplorabilă? Întâi de toate să stabilim ceva. Că suntem în fața majestății sale, perlei Noului Testament. Este capodopera. Spunea Charles Dickens, este cea mai emoționantă, cea mai frumoasă povestire din literatura universală. Iar un mare exeget și fondator al școlii biblice de la Ierusalim, Lagrange, zicea, dacă toate cărțile Noului Testament s-ar fi pierdut, și n-ar fi rămas decât această parabolă, am fi putut lesne reconstitui din cuprinsul ei atât atributele lui Dumnezeu, cât și raportul dintre relația omului cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu cu omul și a omului cu omul. Parabola aceasta se numește Întoarcerii Fiului Risipitor. Este corect să o numim așa? Nu prea. S-a consacrat această denumire, parabola Fiului Risipitor, dar de aici a reieșit că actantul, actorul principal ar fi fiul cel tânăr, fiul cel mic. Ceea ce poate că nu e așa. La întrebarea aceasta, care este cel în avampost, actor, personaj mai degrabă la aceste pilde, părerile exegeților sunt împărțite. Unii spun este fiul cel tânăr, alții vor spune nu, este fratele, dar ce mai mult vă spune este Dumnezeu. Este Tatăl, Tatăl atot milostiv, iubitor, fără țărmuri, care este de fapt o personificare, o trimitere la Tatăl cel Ceresc, la Dumnezeu. Parabola Tatălui iubitor, parabola Tatălui plin de compasiune și a celor doi fii risipitori, pentru că vom vedea deopotrivă cei doi sunt risipitori, nu numai cel tânăr. Cel tânăr, dacă nu se căsătorise, după uzanța vremii, înseamnă că avea undeva în jurul vârstei de 18-20 de ani. Ce lipsea acestui tânăr, dar a vrut să plece. Va spune cineva, mai degrabă, pilda aceasta este pilda dorului de ducă, ceea ce spune un mare exeget biblic de la Cluj de astăzi, nu suntem de acord. Dorul de ducă presupune un dor, dorul presupune o ardere, o durere, dor, durere, aduce la minte dureroasă, față de ceva pe care am cunoscut.
Ori el unde pleacă? Pleacă într-o țară îndepărtată. Pleacă undeva unde habar n-avea unde se duce. Și putem și circumscrie. Să zicem că trăia undeva în Palestina și el pleacă undeva în depărtarea Levantului. Pe un armăsar își ia toate bunurile. Zice evanghelistul Luca și doar la Sfântul Luca avem capodopera aceasta, în capitolul al 15-lea, adunând după câteva zile toate, ce însemna? Înseamnă că a transformat toate posesiunile, pământul, animale, în bani lichizi, ca să poată să ia cu el. Dar, întâi de toate, să o luăm cu începutul, îi zice tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și, Doamne, de câte ori mă gândesc eu, la mine și apoi la semenii mei, ce ni se cuvine nouă din partea părinților? Ni se cuvine ceva? Nimic. Nu e nimeni obligat, fie mamă, fie tată, să-ți dea ceva. Dacă vine ceva, asta vine ca o galanterie, ca o din prea plinul iubirii față de un fiu sau altul, ca un bonus, dacă vreți, la faptul că Dumnezeu prin ei ți-a dat viață. Ce-i să cuvenea? Muncise probabil și el acolo ceva, dar în rest era moștenirea, era bunul tatălui său. Și apoi, când i-a spus tatălui său, dă-mi partea de avere, comitea și un flagrant, un mic delict, să zicem așa, care era cumva nuanțat, permis la evrei. Și anume, nu putea cere tatălui tău să-ți dea partea de moștenire cât timp acesta, proprietarul, posesorul, era în viață. De aceea, când i-a cerut partea de avere, aproape că l-a ucis. L-a ucis pe tatăl său. Și în cele din urmă, când totul se întâmplă și își ia partea, cum spune evanghelistul, adunând toate, s-a dus într-o țară îndepărtată. Țara aceea, în neant. Acum, e adevărat că există o scuză sau o circumstanță atenuantă. Atunci când el încearcă să vadă cum o fi într-o libertate totală, se gândea el. Adică, dând sub tutela tatei, totul este armonios. Dar te plictisești și sub o tutelă atât de armonioasă, care îți dă o viață atât de frumoasă, fără nicio privațiune. Și atunci se întâmplă și s-a întâmplat în viața multora. Pentru că vom vedea, ne identificăm cu toții, cu unul sau cu celălalt, dacă nu cu amul deodată. Și atunci se duce undeva unde, necunoscându-se pe sine, aici e circunstanța atenuantă, din ignoranță el pleacă. Era mic, destul de necopt și pleacă. Pleacă din ignoranță, necunoscându-se pe sine și ce se întâmplă? Se înstrăinează de el, fundamental, înstrăinarea, alienarea de el, de Dumnezeu și de casa sau de neamul lui, pentru că trebuie să spunem, trăim de 3 decenii în această conjunctură a înstrăinării, a îndepărtării atâtor milioane de români de patria lor, în care mulți nici nu vor să mai revină. Din el Dumnezeu, mulți vor și își păstrează case în România, dar mulți nu vor să mai audă. Ori este un triplu delict, să zicem așa, o culpă, înstrăinarea, alinarea față de tine, față de Dumnezeu și față de neamul din care provine. Știm că toate aceste lucruri îl duc într-o situație deplorabilă, așa cum am citit în Sfânta Scriptură. Totuși, la un moment dat, se întâmplă ceva în conștiința lui. Și ne spune evanghelistul în felul următor: dar venindu-și în sine, a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numești fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Ce se întâmplă în conștiința fiului risipitor? Foarte interesante cuvintele Mântuitorului, venindu-și în sine, venindu-și în fire, ca și cum felul în care se comportase până atunci nu era propriu firii sale. De ce folosește Mântuitorul această expresie? Ce se întâmplă acum cu fiul risipitor, cu fiul tatălui său, vom face această disociere, fiul și fratele. Fiul este cel tânăr, fratele. Este un lucru mult mai profund decât au spus unii cercetători și de obicei în teologie populară auzeam și zile trecute ce l-a mânat pe el să se gândească la tatăl său și apoi să pună în aplicare gândul de a se întoarce acasă. Foame. Da. Umilința la care ajunsese prințișorul de provincie de odinioară la munca cea mai de jos.
pe care niciodată nu l-au evreii. Evreii nu consumau, nu creșteau porci. Ajunge să treci cu porcii și să te hrănești, dacă te hrănești din ce rămâne de la porci, era cea mai mare umilință la care putea ajunge un iudeu, ca fiul din parabolă. Și el zice, ca să scape de stigmatul acesta, de strivitoarea povară a așezării între porci, a zis, Doamne, ce e acolo, la tatăl meu, toată lumea are, toată lumea și robii sunt mai îmbrăcați, se îndestulează, nu flămânzesc niciodată și eu mor aici, mor în țară străină, printre porci. Dar, să fie doar asta, mă voi scula. Înainte de asta, zice, accentuat foarte bine, cele două sinonime, forme. Dar venindu-și în sine, sau venindu-și în fire, adică e clar că el era în afara sinelui său. El era în afara, era într-o situație de înstrăinare contra firii. Era totul în răspăr cu firea și nu-și mai cunoștea, era în afara sinelui său. Și mi-aduc aminte, Doamne, zice Augustin în confesiuni, ce căutam eu, Doamne, când te căutam pe tine? Că eu te căutam pe tine în afara mea, iar tu erai înăuntru. Cât de ignorant eram eu, Doamne, ca și fiul. Dar vine momentul acesta fulminant, a zice, care ne arată nouă multe lucruri, venindu-și în fire. Venindu-și în sine, arată, ziceam, că era în afară. Era în afara sinelui, în afara oricărei relații armonioase cu Dumnezeu, cu lumea. Toți îl părăsiseră, toți hălăduiau pe lângă el atunci când avea de toate și vorbeam de naivitate, de necunoaștere. Mulți spun, nu e așa. Păi ce, nu era suficient de mare să-și dea seama că s-a așezat într-un povârniș halucinant care îl face să coboare într-un abis din care nu va mai putea ieși? Probabil că dacă era mai mare își dădea mult mai ușor seama și la vreme. Dar l-a luat încet, încetul cu încetul. Pentru că orice păcat nu te ia și te trage, te aruncă în abis de la început. Nu. Ți-l înfățișează acel păcat ca pe ceva lucitor. Ți-l polușează. E ceva frumos. Nu e atât de grav. Păcatul e de răvnit pentru mulți tineri. Nu? Nu e atât de grav. Și odată ce te-a apucat, te-a înșfăcat, precum drogul care nu trebuie încercat niciodată, pentru că dacă îl încerci odată și a doua oară nu mai zic, nu mai poți scăpa. De această adicție față de drogul care este cea mai cumplită. Afel, înțelegem aici. El n-a mai putut să mai iasă. A intrat într-un val, vârtej, într-un cerc din acesta, din care n-a mai putut să iasă și a fundat, pentru că s-a însoțit cu patimile acestea trupești care l-au înstăpânit și robindu-l, nu și-a mai dat seama cât de cotropitoare și cât de anihilante sunt pentru ființa sa. Dar ce se întâmplă aici cu fiul, mă voi scula și voi spune tatăl meu, tată, greșeam la cer. Bun, se căiește fiul cu adevărat? Sau vine doar că să scape, cum zicea Kaiserling, de rigoarea de frica foametei? E și acest motor, dar fundamental este, el începe să se cunoască. În fiul se trezește nu doar căința. Prima etapă este căința. Să-ți dai seama ce ai făcut și să-ți pară rău. E suficientă? N-ar avea nicio valoare. Oamenii noștri care vin la spovedanie se căiesc pentru faptele lor. Dar dacă nu merg mai departe cu dorința de a face pași pe cale, de a se orienta unde trebuie și apoi transpunderea în fapt acestor gânduri, căința inițială este doar o simplă părere de rău care te ajută și nu prea te ajută, uneori chiar te aruncă într-un hău al deznădejdii. Vedem că fiul chiar face pași mai departe, pentru că evanghelistul ne spune că merge la tatăl său și sculându-se a venit la tatăl său și încă de departe văzându-l, i s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Observăm atitudinea foarte permisivă a tatălui. Sunt mulți care spun că tatăl îl iartă prea ușor pe fiu. Și această atitudine permisivă ar fi un îndemn la laxitate morală. Nu e deloc așa. Sau este așa în măsura în care observăm, nu doar în acest moment când părintele îl primește și îl primește
cuprinzându-l, teribilă, frumoasă această expresie literară, îi cade pe grumaj și îl sărută. Înainte de a vorbi, înainte de a, de a spune poezia pe care el și-o pregătise din vreme, Tatăl, am găsit înaintea ta și a cerului. A cerului. Evreii uneori substituiau pe Dumnezeu cu alte expresii perifrastice. A cerului. Și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre slugile, argații tăi. Tatăl, din momentul în care fiul a plecat cu întreaga moștenire, n-a încetat din acea zi să-și agațe ochii pe orizont. Și să gândească într-o speranță că fiul său, bun, rău, în condiții bune sau mai puțin bune, va reveni acasă. Și după ani de zile, neepuizând această stare de permanentă nădejde, așteptare, pentru că parabola aceasta este parabola pierzării și a regăsirii. A pierzării și a regăsirii deopotrivă, cum o numesc alți competenți comentatori, îl vede la, de la depărtare, pentru că el în fiecare zi era în acel loc, în prispa casei și se uita la depărtare. Și ce face Tatăl? Tatăl, icoana lui Dumnezeu, se grăbește să vină către fiul său. Silueta era una urâțită, sulțită, era slăbit, era diform, era de nerecunoscut la prima vedere, dar ce tată nu-și cunoaște la distanță copilul său? Și iese în alergare. Și spre stuparea fiului și a fratelui, când aude și a noastră, la prima vedere, cu siguranță, tatăl nu îl lasă să vorbească, ci îl sărută. Alte traduceri dau și în greacă sensul este îl umple de sărutări. Pentru că poate nu vrea să creadă că este o himeră, un vis sau este chiar el. Și atunci, lasă-mă, fiule. Și îl sărută de mai multe ori ca să vadă că este carnea aceea care ieșise din el. Și începe fiul, tată, eravi, am greșit. La cer, întinde toată, are conștiința, când întinde toate, orice greșeală, orice păcat este săvârșit, nu doar față de cel pe care le zesc, ci față de Dumnezeu. Și înaintea ta, și nu mai sunt vrednic. Nu mai lasă tată să continue. Nu mai lasă, fă-mă ca un... Nu, taci. Taci, fiule, pentru că tu ești fiul meu și ai fost și vei rămâne totdeauna în această demnitate. E posibilă interpretarea sub această grilă a laxismului de care vorbiți? E posibil dacă suntem superficiali. Așa, la nivelul cortexului al coajei, e așa. Dar, pe de-o parte, tatăl care iubește Dumnezeu nelimitat, care iubește necondiționat, sau zice, există totuși o mică condiție. Să vrei să te întorci, să vrei să vii la El, să vrei să-i ceri un ied, cum nu i-a cerut cel mare, tatălui său, cum vom vedea. Nu i-a cerut nimic, nici măcar un ied nu i-a cerut. Și îl condamnă că nu i-a dat așa ceva. Cereți și vi se va da. Cereți. Totul e al vostru. Domnul Hristos spune, toată pleroma bunătăților sale voastre. Cereți cele bune, că fără mine nu puteți nimic să obțineți. Dar cereți și vi le voi da oricând. Dar să văd că aveți această conștiință când sunteți copiii mei care știu să ceară tatălui lor. De aceea vedem căință. Vedem dorință de schimbare, de noirea minții, a mentalității, acea metanoia, acel concept cu care a venit Domnul Hristos în lume și precedat de înainte mergătorul Ioan. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Păi ce înseamnă pocăiți-vă? Înseamnă preschimbați-vă, înnoiți-vă. Schimbați-vă lăuntrul, mentalitatea, dar, zice cineva, nu doar atât, cum de obicei se spune, merge mai mult, schimbați-vă sensul, direcția de demergere. Iar fiul, vedem că face acest lucru, este pus în treapta de mai înainte, numai că acest lucru, așa cum ați menționat mai devreme, nu este văzut cu ochi buni de către fiul cel mare, care se întoarce de la țarină, iată, el se întoarce de la muncă, iar fratele său se întoarce din peregrinare. Și este primit mai bine decât el care nu a ieșit niciodată din voia tatălui său. Ce părere aveți despre atitudinea fiului celui mare, care la o primă vedere pare să nu fie lipsită de dreptate? Păi să ne gândim pe cine reprezintă fiul cel mare. Fiul cel mare reprezintă pe farisei, cărturarii Vechiului Testament. Pentru că împotriva lor se rostesc cele trei parabole, care sunt consangvine.
E un crescendo. De la parabola drahmei cele pierdute, o femeie pierde o drahmă și cât de mult se bucură când la lumina felinarului o găsește făcând curățenie și se bucură chemând vecinele și prietenele că a găsit drahma, ce era drahma? Dinarul. Cât primea un om, un zilier pe o zi de muncă. Urmează o treaptă următoare. E o creștere. Cu păstorul care din cele 100 de oi pierde una. Și le lasă în deșert, am găsit o traducere, le lasă în paragină. Pe cele 99, deși ai zice, din 100 pierzi una, mare lucru? Da, da, la Dumnezeu oricine contează mai mult decât orice pe fața pământului. Și le lasă, se duce și se întoarce cu ea triumfal, cu ea pe umeri. Imaginea aceasta iconografică extraordinară de veche și de profundă. Și apoi, de la o drahmă, fără conștiință de sine, fără viață, la o oaie cu viață, dar fără rațiune și conștiința legăturii cu Dumnezeu, la parabola fiului pierdut sau fiului risipitor. Pierdut până la un punct. Pierdut până la un punct. Și atunci, cele două pilde de dinainte se termină în același registru. Aminți vouă că și mai mare bucurie se face înaintea lui Dumnezeu în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Dar cei 99 or fi chiar atât de drepți și n-ar avea nevoie de pocăință? Nu e niciun așa. Fratele, fiul cel mare, se poartă impecabil în ascultare din adolescență până în acest moment. Și sigur că la vederea repunerii într-o demnitatea de într-început a fiului, fratele invidios. Invidia afină cu gelozia. Gelozia nu e tot una cu invidia, dar gelozia este aceea când ești invidios și ți se pare că posesiunile tale pot fi luate, înstrăinate de cineva. Și mânia. Cu mintele începe să se mânie și să țipe la tatăl său aproape. Cum e posibil așa ceva? Dar fratele, ce atitudine va fi avut fratele? Pentru că cu siguranță el putea să-i fi spus, se poate să-i fi spus, e adevărat ce spui. Nu sunt vrednic. Tu ești mirele zilei. Eu ca vameșul, într-un colț. Acolo e locul meu. Acolo. Ai dreptate. Și pentru această atitudine, tatăl îl primește. Întrebarea pe care o punem uneori, ar fi bine să fim cu fiul sau cu fratele? Să fim cu fiul risipitor care are parte de o onoare atât de mare? E o dinamică. Amândoi sunt vii. Cu cine mai bine să fii? Răi, nedrepți, risipitori sunt amândoi. Unul o face din ignoranță și celălalt tot din ignoranță. Ignoranța statutului său demn de a fi fiul Tatălui Ceresc care iubește necondiționat pe oricine, ignoranța faptului că a avea un frate care se întoarce trebuie să rupă orice zăgazuri, orice limite ale un orgoliu prea satisfăcut de multe ori, da? și să înțeleagă că, cum spunea un mare teolog, toate păcatele au la bază voluptatea, fiul risipitor, orgoliu, mândria, e mândru, fratele, sau curiozitatea. Curios este și cel din tâi, adică fiul care pleacă, să vadă lumea curios, să descopere, curios, dar e o curiozitate deschisă aventurierului. Curiozitatea închisă, meschină a celui tăcut rezervat este a fratelui celui mare. Și atunci și unul și altul greșesc. Și atunci parabola aceasta este parabola fiului și a fratelui. Este parabola celor doi copii care sunt copiii pământului și pe care îi iubește deopotrivă Dumnezeu. Părinte profesor, din păcate, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim pentru răspunsurile folositoare pe care ni le-ați oferit și pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Dragii noștri, sperăm că emisiunea de astăzi v-a oferit răspunsuri la frământările pe care le aveați. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare aici, la Trinitas TV. O săptămână binecuvântată să aveți!